Proiectul a avut ca scop aducerea serviciilor medicale de calitate la persoanele vulnerabile din comunitățile rurale, oferindu-le consultații și ecografii gratuite în propriile lor localități. Echipa medicală mobilă, formată din medici specializați și tehnicieni în ecografii, a vizitat mai multe comune, aducând îngrijire și speranță în rândul a peste 300 de beneficiari. Acțiunea a avut un impact semnificativ în comunitate, aducând în prim plan spiritul de solidaritate și responsabilitate socială. Oamenii se bucură, primesc cu mare bucurie că actul medical de prevenție ajunge unde? În poarta caselor. Drumul către un spital este de multe ori lung. Aici s-a scurtat drumul. O prietenie care este universală face ca drumurile să se scurteze în așa fel încât beneficiarii să fie în fond cei care au nevoie. Această inițiativă a evidențiat nu doar importanța serviciilor medicale la nivel local, ci și puterea colaborării între organizațiile non-guvernamentale, precum cluburile Rotarii. Sub deviza a servi mai presus de sine, aceste cluburi au demonstrat angajamentul lor ferm față de comunitate și au creat un exemplu de implicare civică și responsabilitate socială. În timp ce prezentați ce s-a întâmplat la Slatina, mi-am amintit că acest proiect s-a numit Sănătate prin Prietenie. Prietenia care ne leagă pe toți rotarienii din districtul 2241 România Republica Moldova și nu numai rotarienii din tot fenomenul Rotary internațional a făcut posibil ca acest proiect, acest cabinet să ajungă acolo, cum a spus, în sudul țării. Sunt convins că rotarienii de la Slatina au participat și au avut parte de momente unice atunci când în comunități izolate cabinetul și medicii pe care i-ați dus în acest proiect au beneficiat de serviciile medicale. Cabinetul medical mobil a ajuns în județul Olt datorită punții de prietenie ce s-a creat între cluburile Rotarii Floare de Colț Abrud, Câmpeni și Rotarii Slatina. Am rezonat foarte bine cu președintele clubului de la Slatina, cu Andra. De la început, când am avut discuția despre acest proiect, a fost absolut încântată și și-a dorit ca acest cabinet să meargă acolo. Pe de altă parte, și bucuria noastră este la fel de mare. De ce? Pentru că putem să servim nu numai în zona noastră prin ceea ce facem. Iar ca semn al prieteniei care ne leagă pe noi, cei din clubul Rotary Abrud, Câmpeni Floare de Colț și clubul Rotary din Slatina, le trimit un semn al prieteniei și dragoste noastre, fanionul clubului, care are ca simbol, pe lângă roata Rotarii, două tulnice, care sunt specifice munților apuseni. Atunci când vor avea nevoie de noi, nu trebuie să facă decât să sune în tulnic și noi vom fi prezenți. Cabinetul medical mobil, consultații și ecografii gratuite a fost nu doar o acțiune medicală, ci și un gest de solidaritate și compasiune care a dus un zâmbet pe chipurile celor aflați în nevoie.